ședința Consiliului Local de data 26 iunie, convocată prin dispoziția primarului 90/26/2020. Suntem în majoritatea prezenței consilierilor locali, ceea ce ne spune că ședința poate să-și desfășoare lucrările. Pentru o perioadă de 3 luni de zile. Urmează ca astăzi domnuliță Mitică să fie la a treia ședință. Îi dau cuvântul ca să vă prezinte ordinea de zi. Bună ziua și bine i-ați reîntâlnit. Fiindcă suntem majoritatea colegilor, așa putea da curs ședință. Era ordinea de zi. Așa avem 4 proiecte. Primul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea gestionării unui teren în suprafață de 2100 metri pătrați situat în satul Strugari, comuna Strugari, proprietatea doamnei Nana Maria, în vederea extinderii cimitirului din satul Strugari, comuna Strugari. Luăm de fiecare proiect în cap. S-a aprobat ordinea de zi, Proiectul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea obținerii licenței de transport marfă pentru autovasculant Tabaco 18 CNSR, aflată în dotarea Serviciului Public de Gospodărie Comunală Strugari. Proiectul 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020. Proiectul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere dintre UTA Strugari și DGASP Baclău, în vederea finanțării activității de tip redecțial a persoanei cu handicap. Și diverse. Dacă vreți să ceva la ordinea de zi. Dacă nu mai este. Pentru că nu mai este, supunem la vot proiectele prezentate. Cine e pentru? Bine. Mulțumim. Dăm cuvântul domnului primar. Prezinte primul proiect. La primul punct, proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui teren în suprafață de 2100 de metri pătrați, luat în satul Strugari, comuna Strugari, proprietatea doamnei Nana Maria. Aceasta având obiectivul de extinderea cimitirului din satul Strugari, comuna Strugari. Noi, așa cum am discutat și în comisie, îi mai prezentăm o dată pentru aprobare. Deci la proiectul de hotărâre se prevede la articolul 1 se aprobă achiziționarea unui teren de către UAT Strugari în suprafață de 2100 de metri pătrați, proprietatea fiind actualmente a domnului Nana Maria. Prețul integral la articolul 2 de cumpărare va fi stabilit într-un raport de evaluare ce se va întocmi de către un evaluator autorizat. Alineatul 1 la articolul 2, contractul de vânzare și cumpărare în forma autentică se va încheia în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a acestei hotărâri. Alineatul 3 la articolul 2, cu semnarea contractului de vânzare și cumpărare în forma autentică în fața notarului public, se mandatează domnul primar Rotariu Vasile. Terenul la articolul 3, achiziționat, va fi trecut în domeniul public al Comunei Strugari. Articolul 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată instituției prefecturii, instituțiilor și persoanelor interesate prin grija domnului secretar general. Deci, la articolul 1, se aprobă achiziționarea de către UAT Strugari a terenului situat în comuna Strugari, județul Bacău, în suprafață de 2100 de metri pătrați, fiind proprietatea doamnei Ana Maria. Am repetat că a intrat și domnul consilier Zandanu. Prețul, așa cum am spus anterior, va fi stabilit în baza unui raport de evaluare, cu
contractul de evaluare va fi, de contractul de cumpărare va fi semnat de către primar, prin delegarea pe care o face dumneavoastră prin prezenta hotărârii. Da, dacă sunt discuții, domnul președinte. Dacă sunt discuții la acest proiect, cred că e un lucru bun pentru că stacționează terenul acesta, pentru că da, și trebuie existent într-o poziție foarte dificilă, adică posibil chiar să fugă râpa la vale. Aici unde o să fie achiziționat terenul, un teren mai stabil pentru așa ceva și la o poziție cât de cât acceptabilă. Aici la cimitirul existăm foarte greu de mers, putem nivelări, și plin. Și locul care mai este e foarte urât. Râpă, rupturi, mă rog. Dacă reușim să faci, achiziția acestui teren, cred că e un lucru foarte bun. Bine, mulțumim. Dacă mai sunt discuții. Pentru că nu mai sunt discuții, supunem la vot primul proiect. Cine e pentru? Bine, mulțumim. Tot domnul primar prezintă favoarea proiectului de hotărâre. La punctul 2 pe ordinea de zi, proiect privind aprobarea obținerii licenței de transport marfă pentru autocamionul din dotare a Căștii Călăsă, aflat în dotarea Serviciului Public de Gospodărie Comunală Străgare. La punctul 1, articolul 1, se aprobă obținerea licenței de transport marfă pentru autobaslanta Bacău Căștii Călăsă, aflat în dotare Serviciului Public de Gospodărie Comunală Străgare. La articolul 2, cu obținerea licenței mai sus menționate, se mandatează domnul Văzbunescu Sorin Narcis, manager de transport în cadrul aparatului de specialitate a primarului. La articolul 3, hotărârea va fi comunicată prefectului și instituțiilor respective persoanelor interesate. Există raport de specialitate, semnat de dumneavoastră. Dacă sunt discuții la acest proiect, adică, ca și înainte de a lua cineva cuvântul, având în vedere organele de control, respectiv ITSDC-ul, oprește orice mașină care circulă și transportă fel de fel de mărfuri, s-a constatat că și noi avem obligativitate de a avea o licență de transport. Și, dacă tot, am fost avertizații, bine să ne punem la punct cu ceea ce trebuie să le din transport. Dumneavoastră, pentru că dacă nu sunt discuții, nu sunt pe din la cuvânt, să punem la vot acest lucru. Hotărârea Consiliului Local este pusă la dosar, care trebuie anexat. Ce e bine? Mulțumim. Domnul primar, prezentul al treilea proiect de ordine de care bugetul a fost. La rectificarea bugetului, trebuie să vă spun că la articolul 1, practic, ce se face? La proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului, la articolul 1, se reactualizează lista obiectivelor de investiții, prin aceea că, dacă la punctul 1 pe ordinea de zi s-a pus pe tapet cumpărarea, achiziționarea unui teren pentru cimitir, trebuie să o prindem și în lista de investiții. La articolul 1 propun actualizarea listei de investiții privind conform anexei 1 care face parte integrată din anexa hotărâre și la anexa 1 care face parte de asta, noi am prins-o ca și obiectiv de investiții. Respectiv, achiziționarea unui teren pentru cimitir, pentru exemplu, cimitirului. Ne s-a dus program. Tot aici, ca oricare la anexa 1, ca la oricare adăugare pe lista de investiții, trebuie să prind și o sumă. Și noi am prins o sumă de 7.000 de lei,
sumă pe care noi o relocăm, știți că am aprobat pentru biserică de 5.000 de lei la fiecare, ea era la dispoziția și la ceea ce dorea efectiv biserica sau parohia Stogari să facă cu cei 5.000 de lei de la propuneri, dar acum trebuie să meargă fix pe investiția asta, aia 5.000 de lei, plus 2.000 de lei, care am estimat noi ca fiind o parte din cheltuiala care o să facem cu evaluatorul și cu prețul, adică cu onorarul notarului. Sau reivare topografică, noi știți, onorarul de vânzare, cumpărare sau cedare de folosință a unui teren către un proprietar, se face către beneficiar, dar cu plata beneficiarului, cu plata cumpărătorului. De asta sunt prevăzute 7.000 de lei pentru special pentru așa ceva. Te-a păsut pe cineva la cuvânt la acest proiect? Domnul Nu, vreau să spun că e un lucru foarte bun, am întârziat un pic la, la început. E un lucru bun că să ajut un pic, primul dat, un pic biserică ortodoxă. Dar totuși, femeia are, are acte proprietate? Aici e proprietate. Da, dânsa este posesoarea documentelor, a actelor de proprietate, cumpărătorul fiind o parte din teren de la Tănuț Comănescu, respectiv Maria. Sunt acte în regulă și tocmai de asta și dorința ei a fost pentru a-l ceda către el, dar bineînțeles nu-l cedează fără compromis. Diferența, diferența de la 5.000 până la înțeles 8.000 sau 7.000. 7.000. Deci trebuie să fie mică de oameni. Prețul negociat de către Consiliul de Administrație a parohiei puțin mai mare, dar va fi cum se spune? Acoperit. Acoperit de către donații de Norex. Am vorbit și am vorbit cu părintele și sper să fie măcar bucățica asta de cimitir, să fie o leacă și mai organizată. Pentru că aici la Stogari chiar e haos la capitolul cimitir. Ce poziția de așa la noi? Deci noi o să vedem, să ne vedem cu documentele prima dată în mână, cu terenul achiziționat. O să punem din partea primăriei pe cineva care se ocupe, o să facă niște șabloane, ce tatuare? Un cariaș, cum să spun, delimitare pentru fiecare loc de meci, dacă pot să numesc așa, și care să fie mult mai organizat, așa cum să mai văd în alte părți, în alte cimitiri. O să vedem și cu aprobarea, și cu așa, trebuie să fie niște aprobări de la mediul, de la DSP, toate vizii necesare. De asta am zis că costurile să fie mai mult, dar astea o să le fie niște costuri mai puține privind amiziile sau tot ce o să prim, tot ce o să necesite înființarea, extinderea cimitirii. Nu punem înființare, punem doar extindere. Mai scrie cineva la cuvânt? Spune-o la vot acest proiect. Cine e pentru? La punctul 4 pe ordinea de zi, proiectul hotărâre privind aprobarea finanțării activității de protecție de tip rezidențial la persoanelor handicapate. În preambulul hotărârilor sunt să are vedere toate rapoarte, toate cele, adică rapoarte de activitate, de expunere motive, legea în care se încadrează și care întâlnim prin vizitul articolul 196 din ordonanța 57/2019 din codul administrativ. La articolul 1 se aprobă contractul de asociere privind finanțarea activității de protecție tip rezidențial a persoanei cu handicap în procent de 35% din costul stabilit în hotărârea Consiliului Județean Bacău. Am făcut-o de fiecare dată, în fiecare an. Așa. Deci este ceea ce vreau să știți de fiecare dată, avem 4 persoane care sunt internate în unități specializate și noi, Consiliul Local, suportăm 35% din costul anual pentru întreținerea acestor persoane. Diferența de 65% o suportă Consiliul Județean.
persoanele care, la cele trei persoane care erau deja internate în centrele astea, ultimul, domnul Nelu Comănescu, domnul Comănescu Ioan. Se scrie cineva la cuvânt? Supunem la vot acest proiect. Cine vede? Întrucât proiectele au fost prezentate, discutate, declar și din țărtiză. Dar la diverse, cum e din asta, mă, la diverse se scrie. Se scrie cineva. Se scrie cineva? O singură problemă am eu privind la diversii. Noi suntem consilieri, suntem din toate satele din care reprezentativitate în Consiliul Local. Sunt foarte mulți care s-au întors la noi în comună, din țările în care au lucrat până acum. Toate persoanele care sunt și trec prin Vamă și ajung la noi sunt date de DSP, respectiv de Vama prin care trec, așa, și sunt persoanele izolate la domiciliu. Pentru cei care vin și care au venit începând de luni încoace, nu mai este obligativitatea care vine la anumite țări, avem lista, dar ca și marile țări din care noi avem persoane mai multe în care sunt la lucru acolo, Italia, Franța, Germania, Islanda, Irlanda. Și cam... Bine, sunt Lituania, Serbia, Cehia, parcă... Deci tot ăștia care sunt și vin de acolo nu mai au probleme cu obligativitatea de a sta în izolare. La domiciliu, primele două săptămâni de zi. Dar totuși. Dar cei care au venit până luni și au prins, au deja o săptămână, mai trebuie să mai stau o săptămână. Sau dacă au venit duminică, prin de duminică. Și au venit două săptămâni în izolare la domiciliu. Dar acum au dat curte constituțională, cred că nu e legal ce s-o fac curte. Noi facem cunoscut de ceea ce știm. Dacă s-a dat de Curtea Constituțională, oamenii cu privind sănătatea nu prea țin cont de ceea ce spune Curtea Constituțională. Cei care vor să vină și să stea în mod voluntar în izolare, lucruri fac foarte bine. Că dacă să gospodăresc în curte sau în casă, e foarte bine. Am ajutat. Ai ajutat statul cu ceva, domnul primar? Cu voi aveți. Bună ziua! Nu vreau cu bani. Pentru cei care erau în situația, când era țara în situația de urgență, așa s-au luat măsurile de carantina în diverse locații și acolo statul îi plătea 300. Pe zi o anumită sumă pentru întreținere. Dacă acum am stare de lege, statul oferă condițiile și locurile de cazare, dar carantinarea, adică timpul de carantină, dacă omul dorește să stea într-un spațiu dintre ăsta, am înțeles că se plătește. Din om? Da. Statul român a dus, a luat prin hotărârea guvernului niște măsuri, să dea măscuții și nu știu dacă și mănuși, dar de măscuții sunt sigur, la persoanele care au o pensie de până la 704 lei. Domnul primar, vreau să vă întreb cu plicurile alea, cu gazul. Mă întreba mulți care le-au venit, ce trebuie să fac ceva cu ele? Da, noi am zis că nu știe așa ceva. Toată lumea care a primit plicuri de la gazi, toată lumea primește plicuri de la gazi doar acele persoane pe unde trece conducta de gaz metan. Noi avem o listare cu toate persoanele care sunt afectate de noua conductă care se va băga de gaz metan. Ea urmărește
în principiu, ca în vechea conductă, vechile conducte care sunt montate. Transgazul, proiectul fiind un proiect de interes național, Harmine la noi a prezentat tot ceea ce trebuie. Noi am pus la dispoziție listele cu proprietarii. Ei au făcut adrese la oameni. Problema se pune în felul următor. Transgazul sau va despăgubi persoanele în două moduri. Primul, va fi o indemnizație pe care o ia proprietarul de teren. Și al doua despăgubire sau modalitate e aceea că acel care utilizează terenul va fi despăgubit pentru cultură. Da? Cel care este afectat, este afectată cultura. Dau un exemplu. Asociația care în zona de la drumul Răchiteșului și până la Islazul de la Bărățeni, în mare parte lucrează asociația. Deci, pentru terenul, pentru cultura care va fi stricată, despăgubirea o primește asociația. Dar pentru terenul de subcultură, așa, va primi indemnizații omul. Deci proprietarul de teren. Dar proprietarul de teren va primi această indemnizație ca să fie proprietar. Adică să dețină ambii vânzare-cumpărare, să aibă intabulare, adică să aibă titlul de proprietate și respectiv intabulare, sau dezbatere succesorală, sau hotărârea secință judecătorească. Deci acela se numește proprietar. Acei care nu au încă moștenirea sau care nu se încadrează în aceste patru categorii, are la dispoziție 5 ani de zile să-și facă, să intri într-una din astea patru categorii, timp de 5 ani de zile banii sunt ținut în un cont și omul când se prezintă de acum acolo, să spunem, 4 ani jumătate, 5 ani, îi se dă banii respectiv. Ca și valoare, ca și valoare a unei indemnizații, este între, să spunem, 500, 600, 50 lei, 60 lei, până la 700, depinde de lățimea terenului. Dacă ai o lățime de, cum e la noi, de 3 jumătăți sau de 2 stânzi sau nu știu, te aștept la 50-60 lei. Dacă ai o lățime de 30 de metri, te aștept la o sumă de 700 de lei. Despăgubire. Exact ca pe când cu valoarea care nu a votat de la nimic, iar care a votat de la oameni de la oameni de la oameni de la oameni. 0,90. Nimic toată, nimic a doar. 0,90. Eu da, dar avem o... Da, domnul Vasile, dar există o centură și va fi o linie de gaz metan cu care statul, cu care statul va transporta gaz din natural. Da. Este o lege de interes național. Va transporta tot la chiar. Interesul este suprem național. Da. Este o lege care nu poate fi contestată. Fiind condusă de interes național, legea 185/2016, unde clar noi primărie doar putem să le punem la dispoziție și să-i ajutăm cu toate identificările. Iar proprietarii, dacă sunt mulțumiți sau nu sunt mulțumiți, este problema instanță. Acolo vorbiți cu instanță. Nu aveți ce face. Deci, copia la mică. Dar nu aveți ce face. Conducta are interes național. Dacă s-ar numi oamenii să nu le dea voie zile de bucății lor, nu mai nu poate că e interes național. Nu. Interesul național nu se discută. Starea de război, interesul național, starea de necesitate, starea de urgență, nu se discută. Se execută. Vreau să duc o precizare. În 1961 s-a făcut prima conductă. Toți cetățenii atunci aveau titluri de proprietate pentru că era înainte de colectivizare. Ei dintre aceia care au fost atunci nu mai sunt. Moștenitorilor nu au făcut dezbatere succesorală și nu au dreptul la nimic, dar ei tot face conducta, banii unde se duc. A fost să rămâne într-un cort 5 ani și dacă faci în timpul ăsta... Îi bagi în fondul primăriei. Nu, da. Nu, 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 n
proprietarul primește indemnizație. Vă explicat foarte bine. Iar pentru zona afectată, despăgubirea al doilea pilon, este pentru persoana care exploatează terenul, care va primi o despăgubire în baza unei adeverințe de rol, unei evidenții unitare din cadrul primăriei Strugari. Deci acolo nu suntem condiționați neapărat de cartea funciară sau de alte acte. Ați înțeles despre ce-i vorba? Indemnizația e proprietarul care face dovada cu alte proprietate extrase de carte funciară, hotărâri judecătorească sau alt notarial, iar despăgubirea, în baza evidenții unitare din cadrul primăriei, se va da lăi. Are terenul la rentul la Văspinescu. Cât afectez pe culoarul ăla de trecerea conductei? Culoarul de trecere e 20 de metri. Pe ce lungime mă duc cu conductarea? Pe 30. 20 ori 30 îl fac. 600 de metri. Și iau un preț de referință și spun pe 600 de metri afectați pe un alt loc. Da. Ați înțeles? Da, am înțeles. Dar ce ați înțeles? Dar chirii prin care ia. Mă mai termină cu chirii, mă. Ce chirii prin tu? Madal, ești consilier și trebuie să pricep că ce este de pământ este abilitate și ce este sub pământ este statul. Țări este abilitate și nu trebuie să pricep. Da? Asta noi am mai discutat. Deci, ce este deasupra este a utilizatorului, a deținătorului, a pământ. Am o întrebare. Și știi, că ați fie de discuții. Am mai discutat noi chestia asta și cu apa, când o să fie motorizată apa. Vă aduceți la mine. Nu te poți opune. Dacă parohia, la cetățuie, beneficiază de despăgubirea asta, din cauza că are o lungime de 300 de metri. Treci terenul, bineînțeles că va beneficia. Se calculează câți metri sunt afectați și va beneficia. Atât ca proprietar pentru indemnizație, cât și ca utilizator al terenului. Dar mi se pare că acolo va avea făcut un contract de arendă. Corect. Și dacă a făcut un contract de arendă, cel care i-a luat terenul la arendă, ăla beneficiază de despăgubirea. Dar dacă proprietarul are acte? Păi nu sunt ca și ia să indemnizat, apare, ți-i țin în col, 5 ani. Da. Dacă tu 5 ani... Mai sunt proprietari care încă nu au dat terenul asociației. Domnule, au contracte de v-am spus clar. Caz... Să dăm un caz, da? Eu am teren, cumpărat, să spunem, 20 prăjini, rama. Eu nu am făcut activul. Da. Nu am cum să iau indemnizația, adică pentru faptul că da. Am conducta, dar pentru că utilizez terenul deasupra, prima dată de venit de la noi, pe toți o să-i ajută, nu o să-i ajută despăgubirea. Deci, cultura vă despăgubește. Asta se face pe bază de adevenit. Acum la asta lucrăm la traseu, conductii să identificăm exact persoanele care sunt tarnat la parcelă cu lățimea respectivă a fiecărei parcele. Să vedem exact cine e. Păi, Lăiu, îi Dos Pinescu, îi Mordu, îi cine acolo? Fiecare. Mai avem lățime. Eu n-am pretențiu de ei, bază de ei conducta și lățime de ei. Noi avem lățime de la fiecare bucată, dar poți să fie o eroare de calcul de 5 metri pătrați, 2 metri cu metru, asta rămâne de văzut. Dar ca și lățimile avem. Să știți că dificultatea tot pe primărie în cap. Eu am avut o discuție foarte dură cu ei și foarte ușor mi-a băgat interesul național. Și sunt obligat să-i pun, adică să muncesc în dreptul 3-4 zile din viața mea, am altceva de făcut, să identific cum, dar la o parte la ce... Asta, într-adevăr, este de noi, trebuie să-i facem, pentru că dacă uităm de intablările care se făcut, era foarte ușor ca toată lumea să fie intablată. Și atunci eu știa, trec pe proprietatea la un ramă cu 5,35 m, pe un profil cu 10 metri, pe alu botezat cu 50 metri pătrat, dar ne fiind intablări, fiind mai mult alte pentru de ce o păsam, 95% să spunem ei alte. Eu n-am înțeles. Un loc să fie scris sau o scoate definitiv? Pune alta, domnule. Pune alta nouă. Da, mai am repetat. De lângă cele două conducte existente, să mai pune una. Mai pune una, să fac trei în loc de două. Știi, poate fi magistrat. Pune o pregătite. Da. Aș vrea să spun, domnule primar, în legătură cu șoseaua asta, ca când se și ce perioadă se execută. Se pot. Deci, probabil, ori din ce fel am înțeles că se va da sau este dat zilele astea. Dar se estimează ca de la 15 ale lunii iulie să înceapă lucrarea de aici către Răchitiș. Se va merge până la Troița aia sus, de la domnul Mondan Gheorghiță, noi mai spunem cioaștă, îl botezăm. Așa. Până la limita
Culmea dealul coborâi spre Proadă. Da. Oamenii care, e bine că ai ridicat problema pe noi în zona podului de la Neapșu, în zona podului de peste canal de aici, de unde știm Atalica, spuneai că ai bucat mai încoace de dumitale, unde știi la culegnii. Aici la pod, la Tăzlăuan, și podul de la domnul Ruda Dumitale, Pavel Vasile, podurile astea se vor desfința efectiv. Dacă variante de lucru avem, variante de acces avem aici la domnul municipal de Vasile, așa la Tante Olimpia, cum îi spuneam noi, există pe lumea voastră după pe aici până acolo, sau pe după dealul până acolo, la pod, la Tăzlăuam, iar putem să circulăm de la biserică să ne facem, să putem intra la gospodării, sau pe varianta de acolo către fostul CAP, sau către podul Neamțului. Așa. Iar acolo, la dumneavoastră, când se ajunge normal, dacă se lucrează la podul de la groapa Tomii, tot rechitișul va circula pe vale. Da. Și la pod, la Neamșu, se va alege o variantă de ocolire prin canal, pe bucata respectivă a lui Montan, al lui Constantin și a lui Iulia Plăcin. Și pentru ce? Nu, vorbesc acolo în colo, la magazin în colo. Adică acolo va fi singura variantă care se va face o culitoare prin canal. Lucrarea se estimează a fi la un an de zile de execuție, dar să sperăm că și centrul abatorului era de estimat de la vreo 36 de luni. Și ați văzut că lucrează așa. Am înțeles că partea asta este partea asta de la Băcescu Coace e gata. Ar fi corejat asta, că nu mai intervine în oraș. Nu ar fi bună, e absolut necesar, este mai mult decât necesar. Adică ați văzut și dumneavoastră că duceți la pisița sau, eu știu, la... Toate dealurile blocate, cât stai la rând, cât trafic este datorită mașinilor mari, a tirurilor. Și dacă s-ar scoate și ar veni pe aici, e mai răsuflat, să spunem, așa traficul. Am mai spus unde, domnul primar, acolo cu... Dar să ține scot când va lucra la drumul ăsta, să fac o altă lucru pentru... Eu am prevăzut acolo, chiar înainte de pod, care a fost proiectatul și am prevăzut și ca să mutăm depozitul ăla de tomberoane aici, aici în pod. Așa, și când o să fim în zona, când o să fim aparatului, poate reușim și cu fântâna să o... Având în vedere că au capacitate mai mare. De vă mulțumesc! Mai sunt discuții? Pentru că, cum mai sunt discuții, de fapt și ședința închisă.